Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Ce faci, domnule? Salut! Ce faci? Uite, în vizită pe aici. Băi, stă foarte bine în roz. Da? Îți place? Da, și îi complimentez pe toți care poartă halatul ăsta, pentru că până la urmă eu l-am ales și na, trebuie să-mi validez alegerile. Mă simt mai feminin așa, e bine, mai relaxat. E latura mai delicată. Da. Pentru cei care nu te cunosc, să te prezinți. Acolo mă uit la... Da, te uiți la... Salut, sunt meșter Cătălin, sau așa. Păi vreau să zic foarte tare numele de familie. Întotdeauna apreciez un nume de familie care înseamnă ceva, pentru că poți să te joci cu chestia asta. Bă, să știi că îmi prinde bine, eu zic meșter tot timpul, așa mă prezint, nu Cătălin, că e mai ușor, știi? Meșter Cătălin. Da, meșterul, ce faci, meștere? Da, rapid intră. Și ce fac eu așa, innovation designer într-o corporație, asta e una, și antreprenor cu mai multe startup-uri, inițiative, tot nu știu unde mă la ala sau la tine. Unde vrei tu, unde ți-e mai confortabil. Și, dar până la urmă, care e chestia de care te... Antreprenor. Da, aia e, dacă e să mă întreb de la început, antreprenor și pe urmă restul de chestii. Am înțeles, deci partea corporației cumva o pârghie prin care să... Da, păi și pe ei ajung cu startup-uri acolo, adică deci cumva formăm startup-uri, facem chestii, adică sunt pe partea de inovație și incorporație, numai că merge mai greu. Merge mai greu ce? Că e o priză mai grea în România? Sau la... Nu, procesul în sine, adică trebuie să-i lași mai liber pe oameni, să înceapă să-și facă startup-uri pe bune, SRL-uri separate de corporație, au denumire de intraprenor și așa și na, trebuie să ia mâna corporația de pe ei, să-i lasă să devină startup, că pe urmă să ia, oricum ei câștigă banii. Nu, e un proces mai greu, așa, mai complicat. În medie cam cât durează până implementezi? Există o medie a momentului din care, nu știu, apare proiectul până la implementare? Păi nu, în mare eu mă chinui să fac să compania respectivă să înceapă să lase antreprenorii să facă asta, dar în mod normal durează câteva luni din momentul în care începe, face un fel de startup weekend, vin oamenii cu ideile, pe urmă selectezi ideile cele mai bune. Și apoi începi procesul de development, numai că ai în spate corporația care îți împinge produsul. Da, am înțeles. Da. Da. Dar tu ai un startup pe care o să-l și vedem la un moment dat da. La TV, dar asta o lăsăm așa în teasing. Da, da. Să las, adică să nu zic las, de el? Las, las. Dacă vrei să zici, cum vrei. De el sau de... De startup. Momentul la TV ține de tine, dacă vrei să... Nu, la TV nu vreau să zic nimic. Nu, startup-ul e BookUps. Asta e aplicația care îmi place foarte mult. De fapt, sunt întâlniri pe cărți. Nu pe cărți, stai să... Stăm pe cărți, deci, stăm pe cărți toată ziua și... Deci întâlniri cu subiectul unei cărți. Ideea aici e mai mult de socializare. E socializare combinată cu o filtrare prin cărți de oameni. Și eu mă gândesc oriunde mergi în lume să poți să vorbești cu oameni, că să creezi un BookUp, așa zicem noi. Deci este practic un Facebook al cititorilor? Da, ceva de genul ăsta. Are ceva elemente din Goodreads? Începem să integrăm, să extragem de acolo și review-uri și chestii, adică tot ce putem să luăm de la ei, o să luăm. Dar poți să-ți pui cărțile și la noi, adică poți să-ți adaugi cărțile și să înceapă să comenteze pe ele. Dar mare tot pe socializare mergem, adică ai elementul principal să iasă lumea în oraș. Dar care a fost insight-ul care ți-a ajuns să vă gândiți la un startup privind cărțile? Te întreb pentru că tocmai ce citeam acum o săptămână sau două, când România... Românii cel puțin cheltuie undeva la 4 lei pe lună pe cărți, divertisment, oricum. Da, nu știu, mie mi se pare că e în creștere chestia asta. Tu vezi 4,50 lei? Nu, eu văd că crește chestia cu cititul, nu știu, poate să eu din ce în ce mai... Să știi că și am impresia, dar cred că e o chestie de bulă. Pentru că în bula mea și eu văd oameni care citesc, postează cărți. Bookster, chestii, da, lumea merge, companiile astea cu cărți cresc, adică na... Și Cărturești și multe firme care cărți related sunt destul de mari. Și nu știu, și curentul ăsta de dezvoltare personală care a luat amploare și tot felul de cărți care te ajută să așa. Da, știu că astea au stat cumva la baza speakerului demotivațional. Da, păi și la mine schimbări, toată schimbarea pe care am făcut-o pleca din cărți, adică am început să citesc, m-am schimbat foarte, foarte interesant. Și... Da, ai avut o perioadă, că îți spui că ai avut schimbarea din cărți, ai avut o perioadă când citeai mai puțin sau... Nu citeam deloc, ce vorbim aici, nu, eram
pe bune, deci chiar până pe la 30 de ani, așa, n-am prea citit aproape deloc. Deci asta am avut mereu o curiozitate și mă bucur că ai zis. Crezi că nu e niciodată timpul pierdut să te apuci de citit? Nu. Că mai am discuția asta cu oameni care au trecut de 30-40 și zic, bă, dacă n-am citit până acum, nu ai citit. Bă, dar nu e ca baletul, știi, să te apuci la 6 ani sau la 4 ani. Exact, da, nu, poți să te apuci oricând, la mine din nevoie. Oricum, prima carte care mi-a schimbat puțin viața a fost cu aia, Alan Carr, cu schimbatul, cu țigările, cu Easy Way. M-am lăsat de fumat cu o carte. Dar chiar a funcționat? Da, chiar a funcționat. Deci a doua oară, prima dată am citit-o și n-am reușit, a doua oară am citit-o și aia a fost. A, deci a fost nevoie de două. Da, nu știu, n-am crezut-o din prima, nu știu. Am scris să citești și o dată cartea asta, că a fost recomandat, chiar dacă nu simt că am nevoie, dar chiar am auzit o grămadă despre ea. Da, aia a fost prima tentativă și apoi cu antreprenoriatul tot îmi dădeam cu capul eu și greșeam într-una și zic, bă, hai să citesc și alte chestii. Am stat și într-un ecosistem de startup-uri și toată lumea îmi recomandau, citește Lean Startup, citește aia, bla, bla, bla. Încep să văd erori pe traseu pe care le făceam și eu și am zis, bă, păi stai puțin, hai să încep să citesc serios aici, că pot să-mi iau informații de aici, să mai îmi dau cu capul de 1000 de ori. Bun, m-am dus pe tot felul de filozofii, pe tot. Am început să-mi dezvolt, tot s-a schimbat la mine. În momentul în care am început să citesc, toată viața mea s-a schimbat. A început să meargă chestiile, să meargă. Trebuie să facem un citat cu asta. În momentul în care am început să citesc, viața mea s-a schimbat. Da, deci, pe bune, e incredibil. Deci. De obicei, partea asta o las la final, dar acum, dacă tot am început în avânt oricum. Da. Simt că cartea e elementul central al acestei discuții. Ce cărți recomanzi? Dar în principal mă gândesc în zona de literatură, că poate nu vor toți să meargă în zona de business. Literatură, na, nu știu acum, ficțiune eu nu citesc. Adică, ok. Eu sunt mai, deci cu stoici, cu stoicismul, cu filozofiile, nu știu, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow și chestii de genul ăsta, în mare pe dezvoltare sunt eu, pe okay. Idei, experimente, stoicism. Și spui că și după 30 de ani ce și-a făcut efectul. Dar cum să nu? Deci am devenit stoic după primele cărți, adică eram foarte... S-a luat pe mine, da. Și dialogul mental e total diferit. Adică maimuța nu mai are control, deci nu controlul pe care l-avea asupra mea. Adică încep să am argumente mult mai bune cu care vin, adică na. Altfel era totul din ce aveam până atunci, informații și eram în aceeași chestie. Bă, da, cu zis ăla, că așa. Când încep să vezi bias-uri mentale, încep să vezi, nu știu, filozofii, cum gândesc unii alții, mi s-a schimbat total modul de gândire. Asta mi s-a părut mereu un mod interesant de a face reclamă cărților, pentru că întotdeauna când vorbești cu cineva și îi spui, bă, uite, de asta e bine să citești, îți spune, da, ce mă, ce faci cu atâtea informații, că efectiv înmagazinezi informații. Dar ar trebui să fie cineva ca tine care spune, stai mă, că tu poți folosești informația astea ca să vezi lucrurile altfel și să înțelegi lumea altfel și, cum spuneai tu, să argumentezi. Și cel mai probabil și idei, presupun că ți-au venit din atâtea cărți. O grămadă, da, așa e. Și na, când mergem la întâlniri pe cărți, dai de alți oameni care au aceleași, adică au citit aceleași cărți și încep să filozofezi cu ei, să vezi că și la ei au funcționat niște chestii și na, asta e, de-aia am și creat asta cu întâlnirile. Cât aduc eu ceaiul. Da. Și ce așteptări ai de la proiect? Adică acum când ați pus pe foaie, la ce v-ați gândit? Mă, global, adică nici nu se pune problema. România e numai început așa. Noi vrem să mergem global, eu vreau să merg oriunde în lume, să pun cartea pe masă, să cunosc oameni de acolo și să începem o discuție. Adică cam asta e scopul. Cărțile sunt într-un fel de colaborare cu editurile sau? Nu, orice cărți. Tu poți să pui orice carte vrei. Poate să fie și o idee. N-a mai fost unii pe Ne mai însurăm în 2019. Asta e o carte? Nu, era o idee pe care... Pe Free Will, de miere? Exemplu. Cum? Miere? Nu, fără. Încerc să renunț la zahăr. Nu, la mierea era ok, parcă. Serios, mierea nu era ok? Bă, nu, am citit chiar acum o carte și nu e. Acum și dacă citim prea mult, vezi? Da. Asta e că mi-am dat seama că nu am coastere. O să-mi fac coastere de-astea cu podcast-ul. Și cum nu folosesc nicio ofertă, scuze. Da. Da, chiar o să caut asta. Și ce zici de căsătorie în 2019? Eu personal nu vreau să mă însor deloc, dar na, asta e o chestie personală, văd ca o capcană, dar na, asta e altă discuție, n-aș intra în... Da, bun, la comentarii oamenii vor spune, cum o capcană, căsătoria, dar ce, dar de ce, cum, cât?
Păi, adică eu sunt convins că o să ajung la divorț, adică nu mă văd, adică foarte mulți divorțează și nu mă văd mai bun decât el, alți, n-are rost să mai încep toată chestia aia. Pe urmă, cu avocați chestii, n-am chef să intru în discuții, că efectiv n-am chef de birocrație și cam mare, cam asta e. Trebuie să recunosc că optimismul tău vis-a-vis de căsătorie e aproape comic. Da. N-are ce să iasă rău. S-ar putea să frigă un pic. Da, revenim la cărți. Deci vezi cumva toată treaba global. Dar România e pol, știi? Păi în România am început pentru că aici eram. Dacă eram în altă parte, începeam acolo. Ideea e că trebuia să încep de undeva ca să validez ideea, să fac primul prototip de produs, să văd dacă lumea într-adevăr vine și culmea vin la întâlniri, dacă creează, asta iar trebuia să văd. Și apoi să facem tot sistemul pregătit pentru scalare. Cam... Și cum îl promovezi? Eu te întreb, nici nu prea l-am văzut promovat, adică doar pentru că te am pe tine pe Facebook. Cărțile promovează mare, adică când cineva creează un eveniment, noi îl creăm și pe Facebook, și pe Meetup, și pe toate astea și începe lumea să vină acolo. Și... Deci cartea în sine pe care o creat omul, pe aia promovăm, cum ar veni. Ok. Și de exemplu, ca să înțeleg cumva foarte practic, le spuneam și oamenilor care mă ascultă că în aprilie-mai, conform editurii, o să lansez o carte. Ce se întâmplă apoi dacă eu vreau să mă întâlnesc cu cititorii sau dacă cititorii vor să se întâlnească între ei? Da, păi creezi un book-up, okay. Așa se cheamă. E un fel de event, cum se începe pe Facebook? Da, e un event. Creezi eventul, pui locația unde vrei să se întâmple și aplicația aduce oamenii la locație. Tu nu trebuie să faci absolut nimic, noi aducem tot. Tu numai trebuie să vorbești cu locația să fie locul. Păi asta vreau să întreb, deci trebuie să vorbești și cu locația. Și când tu spui că voi aduceți totul, la ce vă referiți? Promovăm peste tot evenimentul, aducem din toate, avem și useri în aplicație care imediat sunt primii care vor veni și văd notificare că s-a creat un book-up. Și pe toate canalele pe unde promovăm cartea, aducem oameni, inclusiv de pe Meetup, de peste tot. Avem o grămadă de canale și toată lumea vine la eveniment. Acum tu setezi numărul maxim de... În funcție și de capacitatea locului. Da. Okay. Da. Și câți oameni ați strâns până acum? De fapt, de când e? Păi cam aplicația acum din noiembrie am terminat aplicația, dar noi am făcut evenimentele pe Facebook cam un an de zile. Okay. On and off. Ca să testați cum... Ca să testăm cum merge și am avut o pagină unde venea lumea și dea click dacă vrea să creeze. Și noi pormi întream e-mail, ai vrut să creezi? Da, bă, ai putea să creăm noi și creăm evenimentul pe Facebook acolo direct. Deci nu... Că el vrea, intenția era, numai na. Nu. Intenția poate fi atât a autorului, editurii, practic oricine are legătură cu cartea. Da, oricine vrea să creeze, da. Deci nu... Poți să numai să vrei să ieși în oraș miercuri seara, să știi că ai citit o carte cu un an și zici, bă, hai că ies pe aia să văd ce... Adică poți să fie și numai subiect de adus împreună, încep o discuție și poți să deviezi de la carte, adică nu e... Practic ieși în Bellagio și ai câteva cărți în comun cu niște oameni pe acolo și ai făcut o nebunie. Da, de obicei se discută destul de mult de cărți, dar da, poți să deviezi, adică se mai deviază de la subiect. Că oameni suntem. Exact. Și la noi au confundat-o cu Tinder, deci asta a fost o discuție pe bune. Deci tu vorbești serios? Da, mă, deci am avut în presă Tinder cu cărți, exact așa era titlul articolului și... Și ce să zic, frate, le-am zis să... Mă, încetați cu prostiile. Da, păi la oricine... Dar cum au ajuns la concluzie? Dar stai, cine a scris asta? În startup.ro era un articol, am luat un interviu și nu mai știu ce altă din asta și inclusiv... Ai zis tu ceva din greșeală? Ai făcut nimica. O glumă? Nu, ei au zis că sună mult mai apetisant pentru... Cei drept Tinder cu care sună bine. Sună bine, da, și... Da, mare, eu personal n-am o problemă, adică... Mai bine mă duc mai mult spre Tinder decât spre Book Club, adică oameni cu nasul pe sus care trebuie să... Mai bine mă duc în partea aia, că e clar, mai mult social. Citim o oră, comentăm o oră, după aia ne dezbrăcăm. Da, cam așa. Și face să fie distractiv. Ideea e că s-au și combinat oameni pe la întâlnirile astea, dar oriunde... Știi cum sunt cărțile. Păi știi, da, afrodisiace, ce să mai vorbim. Exact. Da. Dar ideea e că, na, sunt oameni la orice întâlnire, adică dacă se întâlnesc doi oameni, mai ales dacă au ceva în comun, posibil să se întâmple ceva, dar nu e asta scopul principal. Acum nici nu știu dacă să pun titlul acest podcast cu Tinder cu cărți. Poți să fac asta? Da, poți să faci, n-am nicio problemă. Da. Acum îți dai seama că oamenii ori se intră, băi, dar ce se întâmplă? Acum trebuie să mai și citesc ca să agăți? Da. De fapt, uite, asta ar fi o idee, să faci un Tinder la propriu cărți și să dai la copertă swipe right sau left
Și dacă te pupi la copertă cu altceva? Păi, acum la noi o să poți să dai follow în aplicație și poți să-i urmărești pe ăștia, adică, na, dacă îți place o tipă sau îți place un tip, poți să-i urmărești, să vezi ce mai citești. Îți place ce citește, da. Îți place ce citește. Până, poți să-i propui un book-up dacă vrei, hai la un book-up să ieșim, nu știu ce, și vezi de acolo, adică pleci direct de la un subiect, de la o carte și... Aproape că tânjesc după momentul în care poți să zici că mă duc la un book-up cu o tipă în seara asta. Da. Am făcut un book-up la ea, da. Că la mine era un pic dezordine. Bă, nu, deci... Îmi pare rău că nu știu dacă spre asta direcție, se... Nu, am dus în altă direcție, da. Bă, până la urmă, esența e ca lumea să citească, să se cunoască, nu? Asta e adevărul, da. Și a te cunoaște cu cineva poate să însemne mai mult decât să citești. Da. Acum nu avem control pe chestia. Exact. Da, na, dacă face lumea să citească și, na, nu știu, să promoveze cititul, datingul, nu știu, dacă whatever works. Care a fost până acum cel mai de succes eveniment? Păi, aici depinde de cum e definit succesul la noi, să fie fine întâlnire, adică să vină oameni fine și să ne înțelegem undeva la deci șase. Nu vorbim de cifre mari. Nu. Păi da, nu, că n-ai cum să manage. Adică la 6 oameni ne înțelegem foarte bine, 10 să zicem că a fost ok. Adesea, o cifră atât de mică înseamnă succes? Păi... 10 oameni e... Da. Eu înțeleg că e mai mare conexiunea între ei, dar credeam că... Păi, depinde. Mă așteptam la 60 de oameni, cu toate că nu mai ai niciun debate atunci. Da, nu, atunci eventual e prezentare de carte sau ceva de genul piața ăla publică. Și atunci, da, și poți, adică poți să vină, numai să fie genul acela de eveniment, da. Momentan la noi, undeva la 10 persoane, au stat, de exemplu, în Timișoara, au creat acum unul și au stat de la 6 seara până la 12. Eu n-am fost acolo, dar era cineva și a zis că, bă, efectiv, mai pleca lumea și au creat grup. 10 persoane au fost în total. 10 au zis că merg, 10 au mers și au stat de la 6 ore în mare. Deci toată lumea a început să vorbească, vor publica de la carte. Era pe Jordan Peterson, 12 Rules. Ok. Ca o paranteză, ai citit-o? Nu, n-am citit-o, vreau să citesc ca să fac un bucam. Am răsfăit-o și eram curios de o părere. Nu știu, am înțeles că e foarte populară, de-aia am creat. El oricum este foarte popular în ultimii ani de zile. Îl mai urmăresc pe YouTube și... Încă n-am apucat să văd dezbaterea între el și Zizek, dar am înțeles că și ea e interesantă. Da, nu știu, cu Sam Harris sunt eu cu mai alte, da. Pe altă parte, cu Free Will. Cu... În București, în perioada următoare, e vreun, ai idee, vreun book-up? Da, pe... sunt în fiecare săptămână. Săptămâna aceasta e, bă, nu știu, pot să mă uit că da. Stai să văd aici, să nu le... Da, asta nu vine cumva ca o... competiție pentru editurile care organizează deja. A, așa arată aplicația. Da, nu? Da, e socială, adică dai și te uiți, Man Search for Meaning, e acum la Cafe Verona. Apoi Thinking Fast and Slow. Asta e pe 5, nu e asta? Mâine e asta. A, deci practic ieri când o să postezi eu asta. Da, ieri. A, dar uite, vineri, Thinking Fast and Slow. A, și sunt 7 oameni care... Da, da e ca pe Facebook când dai attend și... Da, poți să dai. Nu, în sensul că dau attend 7 și vine 1 sau noi. Da, cam așa e. Acum cam o să punem și noi interested și going. Până acum aveam numai going și not going și era puțin cam definitiv. Dar vrem să le dăm și varianta interested să nu ai. Și dai create, alegi o carte, dai drumul, alegi locația și te întâlnești. Nu e cu editurile. Noi mergem mai mult pe nomazii. De exemplu, nomazii vin, scriitorii. Toți vor să vină cu cărțile lor sau fără cărțile lor, în fine. E și o metodă de promovare. E o metodă de promovare, dar na, nomazii, de exemplu, vor să cunoască. Am fost la un book-up în București, în centru vechi, la o cafenea și eram singurul român. Adică erau de toate felurile, toate rasele. Era să dau din greșeală să creez un book-up. Da, și poți să creezi și cu cărți care nu sunt încă la voi? Site? Da, orice carte oriunde în lume. Deci poți să creezi cu orice carte oriunde în lume. Nu... Îmi place că arată foarte aerisit. Da, păi am încercat să fie cât mai... Dar ai o cifră a numărului de oameni care au descărcat sau și-au făcut deja cont? Suntem în jur de 1000, cam pe acolo sunt. La nivel național? Da, păi mare în București, în Timișoara și în Sibiu s-a creat prima. S-a creat în Timișoara, în Sibiu și în București. În București sunt cel mai multe. Nu, păi încă nu s-au auzit de aplicație, deci nu... Și când estimezi că o să fie marele boom? Păi când începem să promovăm ca lumea, noi avem acum niște funcționalități pe care le introducem, cum să adauge și cărți, să poți să comentezi de la cărți, să vedem ce putem să luăm de la Goodreads și când credem noi că e pregătit să nu cheltuim banii de marketing fără să aibă un... A, deci încă mai lucrați la finețuri? Da, anumite finețuri, da, înainte cât să scălăm. Cât sunteți implicați?
Patru oameni. Trei developer și eu. Băi, da. Foarte puțin. Dar acum, și partea tehnică, cum veți monetiza? Păi aici... V-ați gândit la aspectul ăsta? Că presupun că nu e doar... Da, da. Asta e genul de aplicație socială care, în mare, mergi din investiție în investiție și vezi tu când ai userii cam ce faci. Dar în mare e clar un abonament de vreo 3 euro pe lună pentru toată lumea care folosește. Zicem că na, dacă e global, poți să pui un abonament și deja 3 euro așa. Sunt locații care, ca Cafe Verona și așa mai departe, care au avut încasări de la noi cam de 1000 de lei ca lumea pe lună și ar putea să plătească. A, deci poți să faci o colaborare cu locațiile. Da, da, cu locațiile și mai poți să vinzi și cărți, că avem, suntem reselleri Amazon și avem toate cărțile de la Amazon în aplicație, avem toate locațiile prin Google, deci e toate. Deci sunt metode să fie și da, da, profitabilă. Da, da, cum să nu, da, 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 pe orice aplicație socială. Am fost cumpărate, toate au fost cumpărate. Meetup, Internations, oricine încearcă să conecteze oamenii și merge, că asta e Tinder. Sunt curios cum, știu cu Tinder că acum e pe bani, la Meetup nu mai știu cum era, dar sunt curios cum vor fi oamenii în ideea de a plăti acest abonament de 3 ore de care zici tu. Bine, presupun că nu e o cifră bătută în cuie, e discutabilă. Păi e discutabil. Undeva la 10 euro din validările noastre au fost, adică ne-au pus banii pe masă. Eu ți-aș da 10 euro să... Ați făcut între voi cei 4? Nu, nu, nu. Oameni pe stradă. Adică noi ieșim pe stradă de fiecare dată. Bă, îți place, nu-ți place, ai dat 10 euro să... Hai să rătăi cea, da, da, da. Avem cărți, avem... Eu ți-am zis foarte decepționat că aud că citesc românii, știi? E probabil problema și a faptului că mă uit la știri destul de mult și nu știu dacă ai citit, au fost destul de multe editoriale într-o perioadă, că sunt foarte alarmiste și că dacă stai să te uiți în fiecare zi la știri, dezvolți așa o anxietate socială incredibilă. Pentru că numai știri, mai în notă negativă. Da, da. Și auzim chestia asta cu 4 lei pe lună sau că, nu știu, sunt român care citesc o carte pe an. Da, eu nu mai la știri, de aia n-am, eu vin din alt... Și de asta tu vii așa cu doza asta optimistă? Citez, nu, deci și faza care e aici e globalizare, eu tot timpul mă uit și la cei care vin, adică vin din ce în ce mai mulți nomazi cu care am eu de-a face foarte mult, adică că, na, ecosistemul de startup-uri, de corporații, adică în mediile în care eu evoluez și sunt, se citește și văd că din ce în ce mai mult, adică toată lumea n-am văzut și vorbim două cărți pe lună, trei, patru, adică... Bine, am observat că în corporație acum a explodat foarte mult de când cu Bookster. Da, da. Foarte mulți care, nici nu știu care e termenul corect, împrumută, închiriază o carte. Nu știu, e și nu, o dai când vrei, nu știu ce acolo. Păi, chiar am observat chestia asta, că eu știam că ai niște deadline-uri când trebuie să o termin. Am văzut oameni care le țin cu lunile. Da, cu lunile, nu. A, nu, n-a venit cartea, asta e, nu. Probabil au și ceva pierderi, mă gândesc așa că... Nu știu, am înțeles că le merge, că toată lumea vrea beneficii pe partea asta, știi, vor beneficii Bookster-ul și... Nu-ți dai seama, dar, na, deci corporatiștii sigur citesc, antreprenorii citesc că trebuie să se dezvolte, că altfel pusă. Și nomazii și așa, dar eu știu, nu știu, și lumea normală, din ce am văzut, am prieteni prin Timișoara, că eu sunt din Timișoara, care citesc, care, na, nu erau... Vă gândiți să faceți ceva și spre zona oamenilor care citesc mai puțin sau, în, nu știu, spre școli? Îmi pare o aplicație foarte bună și pentru elevi. Păi, în mare, oricine vrea să se întâlnească și să vadă ce să citească. Că noi avem, deci odată e întâlnirea, socializarea, care e o problemă gravă. Eu vorbesc serios, asta e o problemă super gravă de socializare. Fie. Adică nu iese lumea, nu iese în oraș, nu se întâlnesc, nu se duc acasă direct la televizor. Asta e cumva o bubă pe care se spune că au promovat-o chiar rețelele de socializare. Știu, da, da, dar noi încercăm să le scoatem în realitate. Adică voi sunteți o anti-rețea. Anti-rețea de socializare, da. Păi asta e și problema principală pe care noi ne concentrăm, e conexiunea și să găsești oameni faini cu care să ai ce să discuți și, na, de exemplu, majoritatea se duc și se uită la seriale, bă, mă duc la un book-up în seara asta și ies puțin din zona de confort la început, că e așa, dar pe urmă creează și ei, că am văzut, deci cei care vin încep să creeze și ei și tot așa, adică poate devine ceva în care lumea poate să ia să pui cartea și știi că e ok, știi, să socializezi acolo. Bă, de fapt s-ar putea chiar să ajute chestia asta că sunteți luați drept un Tinder cu cărți, da. Pentru că măcar așa îi faci pe ea mai introvert să vină sau creezi o așteptare. Da, da. E clar că nu or să vină, nu știu, cocalari, că
E vorba despre cărți? Am filtrat, da, da. Aia e filtrată, da. Nu, pe cartea filtrează. A, pe asta zic, credeam că și voi. Nu, noi nu avem ce să facem, noi uităm la profil. Voi uitați, a, nu, asta nu are față, asta nu n-o citește, da, sigur. Da, da, da. Dar, în esență, eu e de foarte... Băi, chiar o să... Acum stau și mă gândesc, cu ce carte să fac un book-up? Din ce am citit recent, o să stau să mă... Să mă uit, că mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu anumiți oameni, să discutăm despre ceva ce am citit. Da, una, nu. Să văd păreri. Tu ai făcut vreo unul până acum? Da, tu personal? Da, 20 la activ, ce vorbim, da. Și care a fost cel mai interesant? Pe ce carte și câți oameni au venit? Pe Free Will îmi place mie foarte mult. Acolo, pe Free Will Debate, acolo, de obicei asta lui Sam Harris. Pe Seneca a fost foarte, foarte fain. Au fost foarte mulți stoici în București. Nu știam că e o comunitate de stoici, dar acum am aflat. Unde era asta? Da, nu. Eram stoic că sunteți atât. Și pe minimalism a fost foarte, foarte interesant. Păi, uite, asta mi-a interesat și pe mine, că de curând am început să citesc despre minimalism. Pe cartea aia, Marie Kondo, nu știu cum o cheamă, Marie Kondo, nu știu, ceva cu minimalism. Oricum, sunt foarte multe. Da, și m-am dus să fac poze, nu știam care e faza, nu știam de carte, am zis, bă, salut, hai să văd, am venit și eu cu book-up și să fac o poză. Și eu sunt minimalist, adică eu am o geantă cu care am toate chestii și pot să mă mut oricând. Adică chiar vorbesc serios, asta o am de cam de 10 ani de zile, nu am mai multe haine decât pun într-o geantă. Și asta cu ăștia de vorbă, văd că sunt și alții acolo. Uite, nu, ăla șifonierul meu, din nou îmi dau seama că trebuie să-l mai... Dar cum ai descoperit chestia asta? Acum fac o paranteză un pic mai mare, pentru că minimalism e chiar ceva de care am început să mă preocup mai activ. Nu fac multe schimbări, momentan doar inventariez în capul meu la ce să renunț. Dar cum a fost schimbarea? Că spui de acum 10 ani, aveai da, cât? Da. 20? 29, pe la chiar 11 ani au trecut de atunci. La mine a venit din nevoie în mare, adică am dat niște falimenturi din astea mai nasoale. Eram în Timișoara și am vrut să vin în vama veche, să stau pe aici, pe la mare, să așa, și aveam o grămadă de chestii, eram tot legat de o grămadă de nebunii. Vrei să vii să te muți sau doar așa? Să mă mut, nu mai gata, am zis până aici, Timișoara, salut, adică era ok până la 30 de ani, dar nu mi-au ieșit chestiile cum vream, nu aveam potențialul pe care îl vream și simțeam că mă țin toate, nu puteam să mă duc cu dulapul de haine și cu chestii și m-am aruncat din absolut tot, m-am dus și am zis, bă, uite, ia tu astea, ia tu aia. Tot, până am plecat, atunci nici nu aveam laptop, aveam un computer care am luat și carcasa și porneam cu șurubelnița, știi? Deci m-am mutat la Brașov și... De la manivelă ca să pornești calculatorul. Da, și am renunțat la toate chestiile alea și am zis, bă, atunci pe moment eram, bă, dar asta am nevoie de pozele astea, de aia, de aia. Bă, nici nu știu ce m-am aruncat atunci. Știu că un costum, că era mai scump, niște chestii, dar toate hainele, toate nebuniile, tot, n-am simțit nicio nevoie de absolut nimic de acolo. Adică... Chiar într-o carte despre minimalism, citită recent, era un citat din Seneca în legătură cu bunurile și cum crezi, când ai prea multe, de fapt, simți că te stresează, că sunt prea multe opțiuni. Da, da. Dar mi se pare că și Steve Jobs, la un moment dat, a fost întrebat de ce se îmbracă mereu la fel. Și a spus că asta l-ajută în fiecare zi pentru că el câștigă timp nestând în fața șifonierului să-și aleagă haine. Da, e oribil să te tot gândești ce faci, cum, da, ce. Sau cum sunt unii de stau de cu seara să-și gândească ținuta pentru a doua zi și după aia se trezește și își dau seama că nu mai vor să poarte chestia asta. Sau una, femeile de obicei acolo. Dar am cunoscut femei, deci tipa care e facilitatoare de așa ceva, sunt fete, adică și aruncă ele tot, adică inclusiv share-uie chestiile din bucătărie, oale și așa mai departe. Zic, bă, astea nu, cer la vecinul dacă am nevoie. La bucătărie am așa o problemă, că am rămas cu chestia asta, că m-am mai bucătar, da. Îmi place să am multe tigăi, să știu când gătesc, că pot să schimb între ele. Dar altfel, dar ce părere despre percepția oamenilor că minimalismul de fapt este o sărăcie hipsterească? Am auzit chestia asta pe internet căutând mai multe. Sărăcie hipsterească, nu știu ce să zic, dar viața mea a fost mult mai simplă în momentul în care am renunțat la chestiile alea. Nu-i că n-aș putea să-mi iau, nu-i că nu... Nu relaționez deloc cu chestia. Da, ți se pare că e și un câștig? Uite, stăm și mă gândeam că am două biciclete. Da. Și fac, ok, renunț la una, o să fie mega greu. Da, se crede. Dar să renunț la amândouă, asta înseamnă că practic trebuie să încep să închiriez biciclete. Tu, da. Cu viața minimalistă, simți că ai... Ai avut așa un câștig financiar dacă ai renunțat la chestii? Pentru că, inevitabil te gândești, bă, stai un pic, dacă renunț la lucruri, înseamnă că trebuie să le împrumut sau să le închiriez. Le dai, eu le-am dat de pomană în mare, ca să nu stau. Adică dacă pe urmă să le închiriez, că asta e o nouă scuză, știi? Bă, nu o dau pe gratis, că, și aștepți prețul pe care îl vrei, dar de fapt mai încă mai ții de...
Corect. Și atunci... Na. Nu, dar când mai ai nevoie de un obiect, nu spui problema că s-ar putea să... Păi da, dar asta e dialogul ăla de care toată lumea știe. Adică, bă, renunț la asta sau nu, bă, poate mai am nevoie mai încolo, las că e mai bine să... Cam o mare, trec destul de repede peste asta, că știu că e numai... Și dacă e, pormă să-mi cumpăr, dacă e, nu știu ce să zic. Adică am altă justificare pe care mă dau, că știu că mi-e mult mai bine o perioadă destul de lungă până am eu nevoie de cuțitul ăla de acolo și de chestiile astea. Ideea e că mi-a permis să călătoresc foarte mult și să fac tot ce am vrut să fac. Eram efectiv blocat în tot felul de chestii, ce fac cu aia, unde pun aia, lasă la storage, pune acolo. Acum, efectiv, indiferent de ce faci, mă mut, stau, nu știu, unde vreau, cât vreau, vin înapoi. Dar vreau până mor, adică și momentul ăla să am geanta care a avut-o și el. Adică, nu-mi dau seama cum poți să fii minimalist, de exemplu, dacă ai copii. Da, da, nu știu, că nu am momentul. La copil nu prea poți să zici, noi suntem minimaliști, da. Ai o singură jucărie până la 14 ani. Da, nu știu asta. Da. Și un singur scutec. Dar da, un singur scutec, asta e. Mai nu știu, mi se pare incredibil că încep să aud de minimaliști. Adică nu ești primul, nu ești nici singurul, dar mi se pare în continuare că sunt foarte puțin. Așa e, parcă e ca o sectă despre care se aude din când în când. Da, da, da. Și cum a fost la book-up-ul despre minimalism? A fost foarte fain. A fost oameni care relaționau la fel cu exact aceleași chestii și chiar o tipă de acolo a zis, bă, deci exemplul ei negativ era maică-sa care... Contraponderea să înseamnă că sunt hoarderii. Da, sunt hoarderii, da, care într-una, de exemplu, maică s-au construit o casă pentru copiii ei și au băgat toți banii și tot făcea chestii și ce numai când, deci toți banii au băgat în chestii și tot aduna și punea și copiii toți ziceau, bă, noi nu venim acolo, nu vrem să stăm acolo, numai zic de la început, înainte să facă casa și când vin în vizită încă cumpără chestii și bagă în chestia aia, deci... Da, am mai auzit astfel de cazuri cu părinți care supra-investesc în case de obicei. Proiectul vieții lor. Da. Proiectul vieții lor. Da, chiar casa e un proiect românesc. De unde și știrea la un dacă nu mai știu, suntem printre primele locuri în Europa ca în, proprietari de case și de apartamente. Da, 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 suntem. Asta e la noi chestia. Așa, am prieteni care de 10 ani de zile construiesc la casă și nu mai termină. Pentru că au făcut-o și foarte mare, știi? Bă, nu, să fie, să știi, și fac un plan din ăla. Dar n-am înțeles niciodată de unde e chestia asta, adică doar dacă n-ai de gând să faci 4 copii și să crezi că vor sta foarte mult timp acolo cu tine, adică... Tot zic că știu că nu o să rămână, dar tot construiesc să fie, știi, dar ei toți cred că așa o să se întâmple, dar nu. Din ce vedem, nu, toată lumea pleacă, își vede de drum. Acum eu sunt și cu tiny house movement-ul ăsta, în mare vreau să-mi fac și eu un tiny house, o casă mai mică pe roți și așa, și am fost la un tip și am stat de vorbă cu el, care e tot minimalist. Și el face tiny house-uri în România și a zis că la el familie o să aibă fiecare câte un tiny house. El, nevastă sa și cei doi copii. Așa, practic, sunt modulare și le unesc sau cum? Nu, sunt pe un șasiu de rulotă, pui casa, dar e mare, adică e casa, nu e rulotă. Pui casa și mai pui încă una, tot pe șasiu de rulotă și cumva le conectează. Dar când vor să plece, poate să-și ia căsuța cu el, cum ar veni. Deci, cam... Foarte tare. Asta e adică, la... Îmi dau seama că sună foarte bine ideile astea, dar... Sunt curios care ar fi perspectiva psihologică în legătură cu minimalismul și cu ideea de a te dezrădăcina mereu. Că, până la urmă stau și mă gândesc că na, casele astea mari pe care le construiesc de obicei românii pe locul ăla, e așa un sentiment de apartenență la ceva. Da, știu și asta. Dar tu poți să-ți iei pământul dacă vrei neapărat. Adică poți să-ți iei pământul, dar na, îți pui o căsuță mică și numai... construcție, chestii, toate lucrurile. Și dacă ți s-a luat de pământul ăla, te mulți și îl vinzi și aia e. În mare, na, la mine casa în sine ar fi apartenent, că mergi tot timpul cu ea. Adică o dată stau aici, o dată stau acolo și eu, sincer, acum n-am o problemă nici să mor în chirie. Eu vorbesc serios, adică n-am absolut nicio problemă cu asta. Nu, nu că și eu sunt chiria și îmi pun problema că o să fiu foarte mult timp. Dar pe mine, efectiv, m-a speriat de a avea un credit pe 30 de ani. Și aia sunt terorizat, deci n-aș putea să fac, nu... Am prieteni care și-au făcut credite pe 20-30 de ani și pe lângă faptul că stau cu stresul, că a crescut rata, adică unii dintre ei când și-au luat creditul, plăteau 1000 de lei, dau o sumă genie. În 2-3 ani a ajuns la 1300, 1400, 1500, pentru că da, robor și euro și ca să nu mai vorbesc de aia cu franci elvețieni. Aia au pus-o rău. Da, da, da. Dar nu, aia îi lăsăm deoparte, să zicem că la e un caz extra special.
Dar pe lângă chestia asta, că îți crește rata și de prea puține ori am auzit să scadă, mai stai și cu temerea că, bă, locul tău de muncă nu e stabil. Nu, nici n-ai de unde să știi, mai, nici în corporație, nici, poate la stat, în anumite departamente, aia să zicem că... Da, da, să ai de plătit 30 de ani mi se pare ceva înfiorător. Da, aia mă sperie și pe mine. Nu, adică nu, mai bine strângi bani, am încercat să strâng, și faza că nici nu strângi bani. Eu, de exemplu, le-am zis că m-am gândit să iau credit, m-am uitat așa, era 30 de ani și m-am uitat, primii 10 ani lucram numai pentru dobândă. Adică mergeam la birou toată ziua, 10 ani, se plătesc la dobândă, banii nici nu le-am primit. 10 ani de zile sau 8 ani pe acolo. Bă, zic eu, nu. Și toți îmi ziceau, dar uite-te pe lună, că pe lună dai atâta la ăia și mai rămâi și așa. Și băi, dar mă uit pe toată aia, 8 ani de zile lucrez să-i dau ăsta dobândă, ești nebun la cap. Mai poate strâng eu bani în 8 ani, zic. Na, nu. Probabil e o chestie de perspectivă, știi, cum vezi, care parte a paharului o vezi. Da. Că la fel și ei se uitau și ziceau, da, da, uite că pe lună vezi. Da, da. Da, ideea de a avea la propriu acasă în 30 de ani, mi se pare horror. Mai ales în ideea în care acum am 30. Da. Deci da. Asta ar însemna că abia la 30, la 60 de ani o să mă așez așa un pic bolnav de toate și probabil stresat. Clar, clar. Mai ales că na. Și cu ultima rată și și după aia să și dau colțul. Cam mai a fost, da. Nu vrea nimeni să mai vină acolo și să mai vorbim. Deci acum și-a luat un prieten o casă aici în București, foarte mulți bani, într-o zonă, București noi în zona aia. Dar faza care e? De când și-o parca mașina, vecinii, bă, mută-ți aia de acolo. Adică era clar că erau hateri și în stânga și în dreapta. Te rog eu, mișcă-ți. Adică te și bage în mijlocul lor. Asta se întâmplă și dacă ești chiriaș. Adică poți să te muți în chirie undeva. Da, dar poți să pleci. Adică nu e ca și cum, gata, m-am băgat și cam ăștia-s vecinii mei și trebuie să stau cu ei și... Da, asta așa e. Nu, și eu sunt adeptul statului în chirie și... Bine, ce-i drept aici unde stau și foarte, foarte un noroc. Omul e extraordinar. Mai degrabă simt că am câștigat un prieten decât că stau la cineva în chirie. No, super. Dar plus că atunci când m-am mutat, o bibliotecă extraordinară. Mm. Da. Bine, foarte multe cărți în italiană și în franceză. Omul știe mai multe limbi străine decât e legal. Dar în rest, foarte multe cărți. Deci, ce citesc acum de la Dan Lungu, Raiul Găinilor, de la el, am împrumutat-o din biblioteca lui și a lăsat aici. Ai citit ceva de la Dan Lungu? Nu, nu, n-am citit. Am văzut că e un autor român foarte apreciat. Pe Goodreads m-am uitat. Uh-huh. Dar m-a distrat un lucru pe care îl citeam aseară. Spune că este membru USR și la un moment dat, nu știu dacă înainte să devină membru USR sau după ce a devenit membru USR, bine, USR nu există în 99, nu? Habar n-am. Nu. Clar nu. M-aș mira. Să fi fost, dar oricum a primit premiul USR filiala Dobrogea pentru debut în proză. Dar nu știu dacă l-a primit în 99 sau... Oricum, mi s-a părut interesant să primești un premiu din partea partidului al cărui membru ești. A sunat ciudat. Dar am înțeles că e o carte foarte bună. Bă, o să citesc și eu dacă e ceva recomandat. Să mă uit și eu la review-urile astea să văd care e... Vezi pe BookUp când apare opțiunea de review-uri. Da, păi acum aia vreau să vă știu, că atunci începe să scrie lumea și știm despre ce e vorba. Aveți și mai un mergi. Timeline când vreți să implementați toate? Da, noi avem, fiecare săptămână scoatem câte ceva nou și asta e undeva, nu știu, luna asta, cred că o să înceapă să fie cărțile. Nu, dar când v-ați propus să definitivați aplicația, să aibă cam tot ce trebuie? Păi, momentan e funcțional, adică ca să ieși, asta am văzut, se poate ieși, poți să creezi. Acum, noile funcționalități ne ajută, acum nu știu dacă se intru în cum se, care e funnel-ul de user la noi, care e chestia ce urmărim. Ideea este că, na, momentan lumea, ăștia sunt creatori care creează, sunt cei care merg și așa și ne trebuie mai mult engagement în aplicație și de-aia am venit cu idei, bă, ce facem mai mult și acum facem o nouă funcționalitate ca să facem oamenii care le ziceam lurkers până acum, numai se uită, dar nu ating nimica, să mai facă câte o chestie, își pune o carte și așa mai departe. Deci eu venit cu tot felul de idei din astea. Chiar și banalul like. Cum? Chiar și banalul like. Da, 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 și like și orice chestie ca să înceapă să interacționeze și așa. Și atunci, în funcție de asta, ne stabilim, facem funcționalitatea asta, credem că din cei 1000 o să devină mai mulți activi și tot așa. Și o să tot fie funcționalitatea asta, e ongoing. Dacă nu merge, o scoatem. Adică dacă ceva nu funcționează și n-am mișcat metrica pe care vrem să o facem, tăiem funcționalitatea și vedem altceva, știi? Adică v-ați impus niște, nu știu, cum se spune în corva, KPI-uri, niște linii spre final de an, linii, adică acum aveți 1000, da. În final de 2020 vreți să fie
anumit... Da, 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 avem, avem niște linii, dar sunt în nisip mai mult, adică... Cam la câți oameni sperați voi la final de 2020? Depinde de niște factori acum, dar acum dacă ar fi numai România, undeva la, 10.000 de oameni ar fi super ok pentru noi să fie, care nu e foarte mult, dar 10.000 să fie ar fi ideal. Eu sper dintre cei care mă urmăresc și am văzut că au oarecare poftă de lectură, că cel puțin la comentarii primesc o grămadă de sugestii de cărți și păreri din cărți. Dacă eu spun ceva ce am citit și emit vreo părere, imediat se găsește cineva care să-mi aducă un contraargument foarte bine argumentat. Sper să mai apară câțiva oameni, mai ales că m-ar interesa chiar... Păi da, ieșim în oraș, bem o bere, discutăm de o carte, exact toată asta e chestia, mai vin alții, mai discutăm și de aia, adică eu nu văd de ce nu, mai ales când... Ești exact. Mai agățăm? Adică... Mai... Acum, da, da, acum care poate, dar... Da, da, da. Acolo e și genetica. Da, da, na, mare... Asta e cu cărțile, cum ar veni. Și... Da, pot să zic și de ăsta, de I Love Failure. Da, 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 da. Dacă e urma să te întreb și de chestia asta, dar eu oricum rămăsesem blocat un pic în ideea de minimalism. Da, putem discuta pe aia, dar putem să facem și, adică, păi să nu, asta zic, un book-up de asta. Cred că ar trebui un book-up pe minimalism. Mi-ar plăcea să întâlnesc și eu pe toți oamenii aia și mi-ar plăcea să văd mai multe exemple de, bă, uite, am reușit să... Avem, deci uite, de exemplu, Alex... Mă simt cumva rușinat, așa că nu pot să mă despar de niște bunuri. Păi poți să vorbești cu oamenii ăștia care fac, au efectiv și workshop-uri și tot ce trebuie, dar na, nu e numai asta. Ideea e că e un tip, Alex, care a fost în Tenerife cu doi copii și a avut un singur rucsac sau așa ceva de 2 litri. A fost și articol că ei aveau numai haine de... Nu știu ce chestii foloseau, deci au putut să stea 2 luni de zile cu 2 copii cu un singur rucsac. Și... Wow. Deci, nu? Oamenii sunt foarte minimaliști și el poate să zică și cum ce înseamnă viața de minimalist cu 2 copii. Că, adică tu ai zis că nu se poate, dar se poate. Acum nu știu dacă au un singur scutec, dar... dar... Sau probabil să fie mai măricei. Da, să fie puțin mai măricei. Nu, dar... exact la asta mă gândeam, că și pe balcon, nu știu, la un dat am făcut snorkeling o singură dată și mi-am cumpărat tot kitul. Și eu acum stau chiar ca prostul pe balcon. Da, când da. Cred că ar fi fost mai logic și mai normal să le închiriez acolo sau. Păi, acum la snorkeling eu sincer merg, fac scuba diving, snorkeling și le folosesc într-una. Dacă știi că le folosești acum pe vară, nu. E... Au mai fost vacanțe, de atunci și le-am uitat acasă. Adică nici măcar nu e ceva să zic, băi, abia aștept să vină vara să mă duc să mă uit în baltă cu capul deci în jos. Deci nu ești pasionat și cu... A fost o experiență... Mm-hmm. Și mi-a plăcut, dar nu mi-a rămas ca ceva. Dacă vrei, te ajut, ți le iau eu acum și se rezolvă. O să le pun pe OLX, ca să mai stau un pic cu ele în casă. Să mai stai puțin, da. Băi, da, grozav, asta am de gând. I Love Failure, chiar vreau să te întreb, pentru că mai sunt evenimente de genul ăsta. Da. Cum, nu ți se pare că e o competiție, nu ți se pare că e un pic aglomerație? De exemplu, eu am fost la I Love Failure după ce am mai fost la un eveniment de gen cu, cred că, o lună înainte. Da. Și abia când am ajuns la tine mi-am dat seama că fac, bă, e cam același lucru. Da, e, și na, da, diferența a fost că la tine am vorbit în engleză și au fost mai mulți străini în public și cumva a fost și altfel topicul, dar tot pleca dintr-un eșec. Da, da, da. Păi acum eu pot să zic, eu nu văd competiția absolut deloc, mi se pare că prea puțin vorbim despre asta, adică mi-ar mai vrea încă despre 3. Despre failure în general. Da, da, ar mai vrea încă 3 din ăștia, adică să fie cu grupurile lor și lumea să fie din ce în ce mai aware, că e normal, e natural și să vină lumea să iasă pe scenă, să... Și să ai un eșec e ok în sensul că nu. Da, dar ideea e că nu e cum să înveți. Eu te duci și începi acum să înveți, să te dai pe placă și normal că pici, adică și asta se întâmplă și cu startup-uri și cu tot. E perfect normal, e atitudinea de bă, ești loser, uite-l pe ăla, din astea, deci aia trebuie puțin schimbată ca să poți să mergi înainte și eu nu văd ca și cum sunt în competiție cu oamenii, mi se pare că cu cât mai multe, cu atât mai bine, adică începe să fie popular conceptul și toată lumea are de câștigat. Am văzut că ai făcut și în Cluj, dacă nu mă înșel. Da, acum am un turneu început în toate orașele și îl francizăm evenimentul peste tot. A, tu nu te duci peste tot. Mă duc de data asta, dar până le prezint cum e... A, tu dai nevoie de puține haine, că na. Da, da, păi le spăl, na, pe parcă. Am 2 perechi de blugi, adică pot să le schimb, tricouri la greu, deci... A, bun așa. Și legat de I Love Failure, cum îl vezi mai departe? Adică... Păi o să începem acum să facem și în Brazilia cu... prin corporația asta unde lucrez, o să facem... Acolo aș vrea să vorbesc și eu. Da? În Brazilia? Da, în Brazilia, da. La Brazil, da. Da, bun, deci dacă e să vorbim așa...
Dar nici eu nu cred că ajung acolo, să facă ei, dar nu vor să mă zboare până acolo, cred că ei o să... Da, nu e un concept românesc sau cum a pornit toată? Ba, e a mea, dar ideea e că eu fiind în corporație aici la brazilienii ăștia, i-am lăsat să folosească evenimentul în companie. Am făcut un eveniment în companie. A prins? A prins enorm, toată lumea a plăcut și îți dai seama, șefii tăi se vină să zică, bă, n-am luat bacul, n-am făcut tare, adică să o dea pe față. Să plângă, să... Na, vezi acolo altfel... Îți dai seama că unii visează să-și facă șefii să plângă. Da, da, da. Acum sper că nu se uită ce e. Lasă-i că sunt mai umani. Sunt mai umani, exact. Sunt mai umani și cumva chestia aia de top-down se mai reduce. Încep să fie mai mult. Eu leg cumva chestia asta de inovație. Mare un tool de inovație pentru mine, cum îl vând, cum ar veni la corporație. Și au văzut și au început să facă, ok, o să facem încă două în București, o să facem unul acolo, o să facem unul în Brazilia și mare, ca și cum au comandat astea. Eu fiind în companie, nu îmi iau bani neapărat pe toate evenimentele, îmi iau numai pe anumite chestii. Plus două bonuri de masă în plus. Da, da, da. Și... Oricând tu ești minimalist, adică, bă, tu n-ai nevoie de multe. Bă, și, da, și bani, de bani, tot material. De bani, da. Adică ce nu... să faci, unde să-i bagi? În trollerul ăla în care ai câteva haine? Cu aia nu știi ce faci, adică am nevoie de un laptop, am... Am fost, de exemplu, am rămas în vama veche, chiar am stat 5 luni de zile fără absolut nimic. Și na, dacă cineva am luat laptopul, eram pe afra, nu puteam să mai plec de acolo, eram direct cu ea, nu mai aveam ce să fac. Acum te găseam pe principala acolo cântând la chitară. Da, clar, eram la un pas, eram așa, deci i-a furat laptopul lui vecinul meu, exact, și el s-a băgat sub saltea. Și eram la căsuța de lângă și na, nu... La mine era pus pe masă, dar nu, ori intra la el efectiv, am avut mega noroc atunci. Dacă mi-l luau atunci, nu știu ce făceam, adică n-aveam cum să mai... Practic noi astăzi nu ne mai vedeam. Da, nu mai exista nici puca, sigur nu, nu mai exista nimic. Da. Exista doar I Love Failure așa, în mintea ta, știi? Da. Dacă da. Era low. Nu, dar nu era sigur low. Da, era nasol atunci. Și acum următorul eveniment în București. Dar e fapt, stai da. Că și pe Facebook o să-ți găsească oamenii calendarul. Când începe turneul? Pe 17 septembrie. Uf. Ce suntem acum, frate? Februarie. Februarie. E ok. Nu fumez, nu sunt ok. Deci pe 17 februarie începe. Da, începe în București, pe urmă să avem în Timișoara, Cluj, Sibiu și Brașov. Și pe urmă mergem în partea aia, Piatra Neamț și Iași, mai încolo. Ok. Momentan 5 orașe sunt. Da, 5 orașe, dar care toate sold out, toată lumea vine, găsiți speaker, lumea le place. Deci chiar ceva așa ceva să meargă. Nu mai suni, bă, vrei să faci? Da, găsesc oameni, fac tot, se rezolvă. Deci ceva ce funcționează, e clar că lumea s-a săturat să aude de ăla, se laudă cum a reușit el și a știut el ce să facă. Dar am văzut că și în străinătate, de fapt de acolo presupun că vine cumva ideea de... Nu la I Love Failure, da, mă refer așa ideea mare, că să venim să spunem de ce am avut parte episoade nasoale în viață și cum am ajuns la succes, dar e un lucru care prinde acum. Da. Exact ca o contrapondere la ce zici tu, că vin toți să spună, mamă, cât succes am și ce viață grozavă. Da, da, pe așa au plecat la mine, deci eu am fost la un eveniment și chiar erau antreprenori acolo și tot povesteau de cum au știut ei ce să facă, bla, bla. Efectiv m-am plictisit enorm 2 ore cât am stat la eveniment. Că, practic ei îți vând rețeta succesului. Da, dar nici măcar nu știau, ei se uită înapoi, ei se și numește hindsight bias, adică te uiți înapoi și zici, bă, știam eu să fac aia, știam eu să fac așa, dar nu pune elementul de noroc, nu pune și chestiile pe care le-au învățat oricum le neglijează. Ăștia care și-au dat cu capul să zică clar, frate, nu fă așa că ai pus, că asta s-a întâmplat acolo. Și atitudinea e alta. Și overall m-am plictisit enorm la evenimentul ăla și exact în pauză, de fapt la networking, era un tip, l-a întrebat, bă, ce mai faci? Știam că are un startup interesant cu roboței, cu... Bă, frate, stai să zic. Și a început. Că nevasta l-a lăsat, că firma în cap, că... Developerilor dat în judecat, a pierdut nu știu ce investiție. Bă, 15 minute așa eram, deci nu, deci era și entertaining, că, na, vorba aia, nu era vorba despre mine, dar era mult mai entertaining decât ce ori zis aia. Dar și ce m-a învățat, bă, vezi că am încercat să fac campanie pe Kickstarter și fă așa, vezi că trebuie bani de AdWords, vezi că cu investitori am făcut așa și efectiv în momentul ăla am zis, bă, frate, dacă era ăsta să vorbească acolo... Era mult mai interesant. Da, mult mai interesant în toată nebunia, știi, și... Așa a plecat toată... Speaker ceva interesanți cu care să te poți lăuda la evenimentele următoare? Mă gândesc că și asta... Care au fost, da, pot să mă laud. Nu, lasă asta, mă refer pe viitor, dacă e. Că și asta mă gândesc că atrage. Adică dacă îți vine o personalitate să zică cum a dat kicks... Noi tot mergem spre politică, n-am găsit niciunul să vină.
Dacă știți pe cineva de la USR sau eu știu cine vrea să participe. Simt așa că a fost un cuțit bine. Dacă știți pe cineva de la un Dan Barna care putea să vină să vorbească despre un fail. Da, să dea pe față așa față de audiență. Nu, mă, cred că doar cineva care s-a retras. Crin Antonescu sau... Păi zic că e pe plus, îi dă o iubilă. Asta cu plus, e pe plus, e tot o... E ceva subtil? Sau... Nu, nu, eu chiar cred că are de câștigat dacă vine, indiferent de ce a făcut. Ați contactat pe cineva? Nu, ne-a zis cineva, chiar ne-a zis de Dan Barna că pot să-l aduc, că nu știu ce, dar na, nu știu, n-am mai insistat pe partea. El mi-a deschis chestia cu politica, bă, nici ne-am gândit să aducem din partea aia. Ne gândeam atleți, antreprenori, na, oameni care au riscat în viață, cam ăștia. Da, da, da. Că, na, și la corporat ești unii care n-au și-au mai schimbat jobul, dar acolo e mai puțin risc. Acolo... Băi, îmi doresc foarte mult să nu ajung la un eveniment ca al tău din perspectiva de freelancer care a ieșuat. Da, nu, nu cred că. Dar și eu sper. Chiar aseară mi-a luat un pic de panică. Dar mie îmi place, adică mi se pare că merge bine toată... Eu mă uit și zic și eu vreau să fac așa. Adică... Tu nu vezi cum arată peretele ăsta? Ți se pare că asta e chintesența mersului bine? Păi nu, nu. Dar aseară, ți-am zis că când ai venit că am dormit foarte greu și târziu și stăteam ca Liliacu aici la 1 noaptea și nu știu, dracu, dar mă luase așa o negurare de ala, mă, bă, dacă nu iese. Am luat un pic de panică. Da, așa e, așa e. Și eu mă gândesc, ca și ca antreprenor și ca orice, te ia panica. Nu, dar și Iulian Bucur, tipul cu care filmez, speakerul de motivațional, și mi-a zis, bă, vezi că e mult mai greu când lucrezi la tine. Pentru că, na, când ai un loc de muncă, tu oricum acum vezi din ambele. Da, că da. E și în corporație, e și partea de freelance. Dar, știi, bă, îți vine salariu, prestezi, nu știu ce, relativ caldă situația. Da. Dacă trebuie să muncești la tine, și am descoperit chestia asta săptămâna asta, că de când mă trezesc până seara, de fapt chiar muncesc. Baci camingul, da, da, așa e, asta e adevărul. Da, mail-uri, copywriting, texte. Și tu, măi, că tot postezi, George, aia, filmare, am zis, omul bagă. Și în ziua aia, la corporație, dacă am băut cafeaua și am fost la masă și am scris două linii de ceva, da, pe acolo. De fapt chiar muncești mult mai mult. Mult cumva mai mult. Satisfacția sunt că muncești la tine, zici. Da. Și probabil și încasările să fie mai mari, mă gândesc, dacă stai să le cumulezi. Da, n-ai limita aia de sus, faci cam ce vrei, că și eu am stat foarte mult pe freelance, dar am dus-o la extrem, ți-am zis, efectiv, stat în vama, nu știam dacă pot să plec de acolo. A, tu munceai când stăteai acolo? Da, eu munceam, dar nu aveam cum să stau, adică, na, am fost freelancer și cu firme toată viața, adică nu, am lucrat de două ori. Și în total aici am stat cel mai mult, un an și ceva, la firma asta și la cealaltă, după 6 luni, hai bă, man, te rog eu, lasă-ne că n-ai nicio treabă cu corporația. Nu înțelegeam sistemul, efectiv. Acum te-ai mai adaptat? Da, am văzut că am care-i faza și fiind pe partea asta de inovație, e normal să încerc să sparg regulile, să break the rules și na, sunt și mentor la startup-uri, cumva mi-am potrivit toată chestia. Da, ai mai balansat din... Da, sentimentul de panică pe care l-am avut cel mai mare a fost când eram în vama veche și știu că mă plimbam cu bicicleta, mergeam până nu știu unde, veneam înapoi. Pe care evident că ai închiriat-o sau... Da, da, era bicicleta închiriată și de ideea era așa, mă gândeam că toți, bă, prietenii mei toți au copii, eram pe atunci pe la 30 ceva, zic, bă, toți au copii, toți fac ceva, uite, ce dracu fac, mă, ești nebună pe... Ce fac cu viața mea? Exact, da, m-a luat o panică din aia, știi, și zic, bă, să-mi bag. Și lucram cam de pe zi pe alt, adică nu era ca și cum să strâng cine știe ce. Da, înțeleg perfect, doar că la tine e mult, mult mai ok. Adică... Nu, că repet, aseară nu stăteam în punctul în care, băi, lucrez de pe o zi pe alta, da, dar chiar râdeam cu prietenii care țin legătura din agenții și în cât suntem astăzi? În 4 februarie, pe 5 era zi de salariu, știi? Și i-am auzit la un moment dat pe ei stând la o discuție la bere și fac, băi, a intrat salariu? Și în momentul ăla am avut un declic, bă, mie nu mi-a intrat salariu. Da. Și e de fapt prima lună de freelance în care nu, e prima lună în care nu mi-intră un salariu pe card. Și am, ok, eu ce fac din punctul ăsta? Mor? Știu că nu mor de foame, dar cumva psihologic îți rămâne în cap că, bă, nu intră salariu. Oricum, super tare pentru prima lună de... Da, de panică. Da, de panică. No, e ok, merge. Da, îmi place mult mai mult. Dacă e să aleg între antreprenoriat, freelancer și... E clar că asta e ce vreau să fac și eu, doar că na, trebuie dar să ai resurse. Dar sunt foarte mulți care se apucă de chestia asta. Da, vor libertatea aia, vor. Adică nu poți să tot stai acolo în reguli. Adică eu, de exemplu, am un job destul de ok în care pot să fac ce vreau, dar... Ieri am fost să mă întâlnesc cu cineva de la un hub
acum au apărut foarte multe hub-uri în București, da, și discutam exact despre chestia asta, la modul vin oameni să lucreze la un hub. Că am zis, eu, de exemplu, abia am așteptat să plec dintr-o locație, dintr-un open space unde stau cu oameni, ca să vreau să stau mai mult în intimitate sau oricum, ceva mai flexibil. Și fac, sunt oameni care vin benevol să stea într-o zonă care imită un birou și mi-a zis, da. Da, da, păi și eu am fost unul dintre ăia. Trăgeai în hub-uri? Prima dată mergeam în cafenele, cam ăsta e traseul, știi? Adică mergi în cafenele, faza e că să nu stai tot acasă, știi? Acasă și lucrezi, acasă dormi, zici, bă, hai să mai schimb, că e razna, na. În cazul tău, na, e social, vine lumea, uite, și-a halat, stă la un ceai, ai ce să faci, dar la unul care mai scrie... Mai ești cu bătrânele pe palier aici? Da, mai ești și mai vorbești cu... Da, na, la unul care scrie cod sau eu știu ce face, îți dai seama că e izolare 100%, trebuie să înceapă să vorbească, să zici, bă, mă duc cu lepte, atunci făceam design, UX din astea. Și na, trebuia să mă duc în cafenele, acolo nu prea aveai cu cine să vorbești, că te luai de lume și așa, salut, ce faci? Ce le-a plăcut asta, nu te-ai să vorbești, te le-ai, hei, hei, ia vreme, vine să te uiți la mine, laptop. Hai să vorbim puțin, hai că să ne vorbit, cum ar veni. Fata, 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 vrei cod? Da, da, era nasol, asta era... Și plus urmă, că nu te simțeai prost să stai cu orele într-o cafea? A, mare, ești prins în lucru, pe urmă te trezești, mai uiți, să mă termină cafea, hai că mai bag, nu știu ce. Dar overall tot era izolat așa să ziceam. Și până am dat și eu de hub-urile astea, știi, că este următorul pas al evoluției, în care bă, te duci, stai cu oameni pe acolo, măcar nu zice nimeni ce să faci. Singura diferență era că na, te duci la birou cum ar veni, că te și forțează să așa și la masă ai cu cine să mergi, dar nu vorbești de aceeași firmă și... Bine, și am înțeles că e foarte fain la hub-uri că întâlnești oameni din domenii diferite și nu știi, mai înveți ceva, mai descoperi pe oportunități de colaborare. Pe partea de antreprenoriat m-am dezvoltat. Adică toată lumea vrea să te ajute acolo, toți sunt în aceeași chestie. Nu e competiție absolut deloc. De exemplu, corporația, dacă unul are un startup sau ceva, bă, măi, stă la... Deci încep, sunt foarte, foarte ofticați și țin informație și așa mai departe, că nimeni nu vrea să scape de acolo, că mai e chestia, nu știu care e faza. Dar la startup-uri, bă, oricine, deci chiar dacă ai un startup exact ca al lui și mergi în aceeași direcție, te ajungi, nu vorbesc, adică n-au foarte, foarte deschis. Și... Am zis că mai stau cam o lună în mediul ăsta, așa, și după aia o să încep să mă plimb și eu prin hub-uri să văd ce... Prin hub-uri, ce prin găsesc. Lume, vezi, da, vezi. Da. Și asta. Ăla e următorul, știi, să faci travel vloguri, eu știu ce nebunii din alea, adică... Bă, încă mă abțin de la asta, adică în perioada asta mi-am pus niște călătorii, dar mi se pare așa, vorbeam și pe la începutul podcastului, de, ideea de a arăta foarte mult pe unde umbli, cu cine umbli, încă sunt așa foarte reticent. Că de-aia sunt oameni care zic, da mă, dar n-aveai și tu un colț în care să filmezi, știi, legat de podcast. Și le explic, bă, dar nu vreau să vedeți cumva mai mult. Okay. Da, na, pe asta eu, de exemplu, dacă aș face și sper să fac și eu acum ceva filmări din asta. Ah, gata, că ne apropiem de final. Vreau să te întreb de chestia asta, că cât făceam ce ai, îmi spuneai, că ai zis că vrei să începi și tu o parte de video, podcast, ca spre ce te... Da, video, am și eu un băț din asta cu unde țin telefonul și fac așa și îl și pun pe masă. Cu ăla filmez și la toate evenimentele și mare... Da, eu vreau să fac cu mine, dar de toate, adică cu slăbitul, cu dialogul mental, cu asta e cea mai interesantă chestie cu care... Un fel de monolog. Da, deci efectiv eu zic dimineața, frate, azi nu mănânc zahăr, îi dau comanda la maimuță, am discutat, am negociat, totul e clar acolo. Ce e în comun cu un taximetrist? Dai comanda la maimuță. Da, dai comanda la maimuță. Și cum ajung... la masă, cum începe cu... Adică niciodată nu reușesc și asta și mare încep să mă înregistrez dialogul sau când ajung seara acasă, iară se pune și dă pe chestii și în fine tot am... Și încerc să-l înregistrez, să-l prind pe... să prind maimuța și să... Adică tot procesul ăsta de slăbit și de sănătate mentală și fizică vreau să cumva să mi-l înregistrez și să... La tine slăbitul e un topic pentru că ai trecut prin chestia asta? Da, am trecut de câteva ori prin... Dar tot mă umflu iară, slăbesc, iar mă umflu, iară slăbesc, iar mă umflu, da. Sport? Faci sport sau? Zahăr, da, sport, culmea fac, merg la sală, deci fac toate nebunile, doar că nu... A, zahărul e problema? Zahărul și făina la mine, clar. Deci da, nu poți să te lași de ele? Nu, m-am lăsat de țigări, cafea nu beau, deci... Frate... Sunt, cafea nu îngrașă. Nu, nu, de cafea m-am lăsat așa de... Na, să nu mai... Nu dormeam bine, am fost singură. Cafea știu că cel mai rău lucru îl poate face la dinți. Da, da. Bine, și acum dacă bagi o mie de cafele, da. E normal să nu dormi bine. Abia am ajuns să semnăm. Ideea e că orice drogă mărești doza, știi? Și eu fiind, am fost și junkie o perioadă,
tot măresc doza, nu mă uit, știi, adică și ajungi la 5 cafele și încep să tremur și atunci eu trebuie să tai de tot chestia, nu pot să... Mă tot gândeam într-o perioadă recentă să renunț la alcool de tot. Și știu că legat de ce spui tu, știu că e zahăr foarte mult și în alcool. Și alcool. Da. Dar am tot citit despre oameni care nu mai beau alcool și au perioade astea de 5 ani, au mai pus gura pe alcool sau de 10 ani și nu pe considerentul că alcoolism sau... Nu, pur și simplu. Și spuneau că se simt mult mai bine, ci că organismul... Păi nu, shit, e o travă, ce vorbim? Adică e o travă clară, alcoolul și zahărul. Da, păi eu știu la nivel de molecule care e, adică tot glucoză cu fructoză, cu bla bla bla. Dar la zahăr mi se pare aproape imposibil să renunți complet, pentru că o găsești până și în, găsești zahăr și în pâine. Da. Și da. Pâinea, de exemplu, îmi place. Sau... Da, așa e, așa e. Ideea e că am reușit odată 3 luni de zile să m-am dus în supermarket, m-am uitat asta, nu, deci numai pe fructe, pici, pe chestii din astea și după 3 luni, efectiv m-am desumflat, mă, ca și cum ai fi desumflat așa o pungă. Eram slab, tot ok, am început să, da, și m-am văzut un profiterol și am sărit pe el și... Și de acolo a început totul. M-am umflat, era gratis, deci am fost la un eveniment și... Oh, mâncați, nu știu ce pe aici era la Marriott și zic, bă, uite, hai să iau și o prăjitură. Hai că oameni suntem, uite, am stat 3 luni. Am stat 3 luni, ce dracu, și iară, de acolo am început. Ideea e că dacă scoți bariera aia, eu am văzut la țigări, de exemplu la țigări, la mine țigările sunt off limit, e poison. Și maimuța și partea inteligentă îți de acord că e poison, nu mai bagă în gură, n-am nicio treabă, am învățat tot organismul. Dar la zahăr nu poți să zici, tot îi zic, bă, men, pune la o treabă mâncața și pune tot unde ai pus țigara, pune și aia tot acolo să fie, știi? Nu reușesc, tot vine cu argumente că nu, că ai nevoie de energie, că ai... Păi aia e faza, că uneori chiar simt că... Încă mai am chestia asta, când mă simt foarte leșinat, exact ca în reclamă, știi, bagă un Snickers. Da, păi e rapid, se dizolvă, îți vine glucoza, pac, îți dă... Și răspund că ar mai fi și altă variantă, dar nu e la îndemână. Nu știu care. Nu știu, o banană sau ceva? Da, da, aia se dizolvă, da, aia merge, da, aia merge. Dar nu e ca și cum merg pe stradă și văd un butic și intru, aveți banane? Nu, dar iau un Snickers. Ok, mersi. Da, da. Nu știu, oricum cu zahărul e o luptă continuă și asta o să și filmez, adică nu... Tot, cu măsurat asta, cu mers la ce trigliceridere, ce e aia, ce e aia, tot ce știu, toate chestiile pe care le învăț. O să fie mega interesant, că și pe mine mă interesează domeniul. Da, o să-ți urmez exemplu, să încerc vorba ta să vorbesc cu maimuța, să o fac să înțeleagă că na, și alcoolul e o travă și la zahăr, nu mai zic. Uite, de exemplu, sare nu folosesc, foarte, foarte rar. Eu nu pun sare în mâncare. Orice gătesc, îi spun omului, îți pui sare singur. Da? Da, nu pun nici pe omletă, nici pe cartofi, pe nimic, pe nimic. Periculoasă asta? Nu știu, la sare. Băi, la un moment dat știu că citisem ceva, un interviu cu un medic și spunea că și sarea își aduce aportul când vine vorba de diabet sau de dezechilibre în organism. Da? Chiar că e odată sau nu. Știu că bei mai mult apă, dar acolo chiar n-am... Adică apreciez roșiile cu sare, dar nu mai pun. Prefer să le mănânc fără. Da. Mă rezum, nu știu, la condimente, pun oregano sau busuioc. Bă, asta... Dacă vreau să schimb cumva situația. Dar oricum, chiar aștept, dacă te apuci de treabă, o să te rog să revii cu un link să le văd și eu episoadele. Mult research acolo, adică... Normal, sper da. Sper să nu fie prea boring, așa, dar nu contează, că e oricum și pentru mine, că vreau să mă tot uit. Uite-l, frate, m-am filmat, deci mă filmez, am pus camera aia pe mine când ajung acasă, cum mă pun pe canapea aia grăsată, așa, știi, și mă uit, dau pe Two and a Half Men sau la ce căcat, mă uit, mănânc, chiar mă culc, chiar ador și m-am filmat efectiv tot procesul. Băi, e oribil, mă, deci, doamne ferește, și vreau să bag ce și filme din porno vrei și ce tu. Ce filme porno, bă, dar să vezi cum arăt, deci efectiv, tot așa, țipesc, până mă trezesc, chiar dau play, iar, fai de cap. Băi, cred că e un exercițiu extraordinar ăsta, de fapt, cred că ai spus un lucru foarte mare, e un exercițiu extraordinar să ne filmăm când suntem atât de... nu știu, basic, atât de banal, să vedem că de fapt suntem foarte plictisitori, scârboși. E varză treabă, pe urmă zic, bă, hai mă, ieși în oraș, fă ceva, ești nebun, uite-te la tine cum arăți. Da, corect, corect. Da, e un exercițiu foarte mișto. De asta am zis, acum eu duc chestia asta, vreau să o duc la orice, că dau acces la orice chestie, că nu mă deranjează, că dacă îți văd experiența, nu știu, și eu, de exemplu, mă uit la chestii în stat, nu știu, la alții din ăștia care... Nu știu, când călătoresc, cumva te duc pe acolo, ăla cu sailing-le vagabond, iară interesant, da. Și experiența lor, ți-o transmit și ție. Cred că ce nu-mi place mie la genul ăsta de vlogging e că e prea mult accent pe ei.
Da. Eu nu prea suport perspectiva asta a ta, știi? În sensul că întind selfie stick-ul și mi te arăți pe tine. Da, și da, prea da. Puțin din ceea ce contează cu adevărat. Mai tragi câteva cadre cu împrejurimile, e și vocea ta, tot tu care vorbești cu oameni. E prea mult tu și prea puțin... Da, dar tu ești un mare elementul familiar pentru toată lumea și da, depinde cum îți justifici. Eu la mine, eu nu cred că o să am o problemă cu asta, că și eu sunt așa, dar nu, sunt super, super egoist, adică nici nu am nicio problemă cu, spre deosebire de tine. A, nu, păi da, ce, că fac chestia asta nu dintr-un... Păi, știu, dar ce zic, că nu, eu n-am o problemă cu... Dar sunt curios, că totuși, dai seama, trebuie să arăți chestii foarte, foarte personale acolo, care în mod normal... Da, asta cu personalul. Încă e tricky. E tricky, da. Da. Mi se pare că e prea mult. Da, e. Adică deja, acum mai vorbeam cu taică meu, că el se mai uită la podcast și el se uită și la comentarii. Mă gândeam să se uite unii jumătate de oră cum dorm eu pe canapea. Ar fi să mor eu, jur, exact. Ce-ar fi. Ba nu, aia e ceva. Și să cer și bani. Și să faci mii de euro din asta. Da, să zic, uite-l mă pe grăsuțul ăla cum dorme acolo. Ești prost, da. Este atât de relaxant. Da. Adică, e mai bine ca ASMR-ul. Dar taică mi se mai uită și el ia cumva unele comentarii foarte... Le pune la suflet, mai ales în jurăturile. Da. Și ai văzut că au comentat oamenii că ai peretele, nu știu ce, scorojit sau că nu ai făcut glafurile. Și am bă, dar nu contează, adică, și fac, uite-te și tu că sunt oameni care comentează despre chestia asta când am invitați ca tine sau la fel de interesanți și în loc să pună focusul pe conversații și pe ce informații află, zic, a, ai peretele scorojit. Știi? Da, bă, aia e, sau uite-l pe ăla ce-o făcut cu... Da. Și fac, oamenii se leagă de asta. Îți dai seama dacă încep să filmezi prin casă sau cu cine ies sau cu cine mă duc la film sau... Pa, e horror. Păi experimentez, vezi exact ce crezi. De fapt am trecut prin chestia asta. Acum mulți ani eram cu cineva într-o relație și nu știu ce am postat eu un text și oamenii după ce m-au înjurat pe mine, aia care m-au înjurat pe mine, au început să... dea mesaje către cealaltă persoană. Și am, băi, e nasol. Asta e chiar nașpa, da. Și știi ce mi-am dat seama? Că și eu cumva am făcut chestia asta la rândul meu. Și cumva toți o facem. Pentru că ce se întâmplă? După ce ne-am plictisit să o înjurăm pe Olivia Ster, ne-am dus să-l înjurăm pe Andy, știi? Adică sub o formă sau alta toți facem rahatul ăsta. Da, când da. Îți expui viața intimă, știi? Știu, dar na, eu sper să... Nu știu, adică... Îmi place ceva la alții, adică am câteva exemple pozitive de pozitive. Na, care da, mi-au plăcut și relativ bune oricum. Da, cumva mi-au experiența lor m-a ajutat pe mine cu chestii și așa mai departe și am zis, bă, hai să încerc să văd exact care e faza. Adică aș fi dispus să mă risc puțin pe partea. Acum părerile clar sunt controversate și pe o parte și pe alta și mă tot uit la da, de funcție de cât afișez, cum afișez. Da, 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 unii o să fie nemulțumiți, alții zic zile, frate, alții nu știu ce, alții nu știu cum. Hai, cam asta se întâmplă și că, de exemplu, și la podcast sunt oameni care zic că îl fac prea des, alții care zic că îl fac prea rar, că e prea lung, că e prea scurt, dar nu poți să-i bucuri pe toți. Păi da, dar se uită. Cam aia e chestia, cred. Bine, și depinde și cât vrei să se uită. Da, da, da. E foarte important. Cât setezi ca target. Domnul, oricum, mulțumesc frumos că ai venit. Chiar o să, uite, îi rog pe cei care mă urmăresc să programăm un book-up. Să intrăm frumos pe aplicație, să ajungem la 20.000 acum, într-o săptămână. Da, ar fi super tare. Ne vedem toți în centru vechi. Să-mi spuneți la comentarii despre ce carte ați vrea să discutăm. Poate să fie una pe care am citit-o și am discutat despre ea recent, sau una nouă pe care eu n-am citit-o. Și spuneai de Verona, nu? Da, la Cafe Verona, de obicei seara, după program, pe la 6:30, e cea mai bună oră pentru... Ok, poate ne vedem acolo sau unde vreți voi. Sunt freelancer, mă deplasez, ajung oriunde. Și băi, chiar aștept să ne vedem probabil mult mai târziu, anul ăsta, când o să fie și mai de succes proiectul cu cărți. Să sperăm că merge și... Mersi oricum, mult de tot. Că... N-ai pentru ce, eu îți mulțumesc. M-ai chemat. Ai grijă de tine. Și tu. Atât.